Și ne mă întorc la discuțiile despre Dinamo și FCSB, două echipe. Dinamo, cel mai probabil în Liga 1, după victoria 6-1 cu FC Argeș, mai există posibilitatea unui remontada așa istorică. Există altceva, înțeleg. Dar posibilitatea este de 1%. Da, da, da. Înțeleg că dinspre Pitești nu, se strecoară o știre că ei vor rămâne. Bă, nu, domnul Tudose este... Da, este adevărat, dar am discutat și, cu... dar, și ieri a anunțat Federația că toate cluburile au licență, deci nu mai poate interveni această discuție. Bun, dar de ce ori încercați să o strecoare? Păi stai, domnule, că noi am plecat, dar nu suntem plecați. Nu, au încercat să poate că să mobilizeze pe unii care... jucătorii. Încercați să dați totul să faceți. Uite, înțeleg și noi încercăm că încercați totul, că dacă retrogradăm, poate rămânem. Da, Ioan, au șanse cât am avea noi dacă ne-am apucat să jucăm fotbal acum cu niște profesioniști. N-au nicio șansă, hai să fim serioși. L-am auzit și pe domnul Vintilă că ne spune, crede în Zâna Măseluță, în inelul Rumburac. Nu poți. E normal ca antrenorul să spună asta. Ce vrea să spună, să depună armele, să spună nu ne mai prezentăm. Antrenorul celor de la FC Argeș, deși pare penibil cu toată dragostea și cu tot respectul pentru el, ca discurs nu prea avea altă variantă decât să se... Mai bine eviți. Păi adică e atât de sensibil și de subțire linia asta între a crede și a deveni penibil, încât după ce n-ai ajuns la poartă un meci întreg... Păi eu nu cred că există meciuri în istoria recentă a Piteștului să marcheze fără să primească gol și nu să marcheze 5. Ok, crezi, mai ești profesionist. Mai e o chestie, Dinamo, în divizia B n-a bătut pe nimeni cu 6-1. Dar ce să zică Vintilă? Domnule, mai cred. Cum au dat ei 6, putem să dăm și noi 6. A trebuit să dea o echipă de divizia A să o bată cu 6-1 Dinamo, că pe alea din Benu le bătea 1-2-3. Șansa porcului de Crăciun într-o perioadă în care nu existau vegani. Da. Asta este... Bună asta, tiktokerii. Da, da. Ceea ce trăiește în acest moment, iertați-mă, FC Argeș. Florida juca la FC Argeș într-o vreme. Deci legat acolo. Acum vreo 30 de ani juca pe acolo. O legendă. Și domnul Olteanu, într-adevăr, a fost capitanul echipei. Tu cu Dobrin. Pentru mine Argeșul și perioada pe care am petrecut-o acolo a fost specială. Mai ales că exact când am ajuns în 90-91 după Revoluție, domnul Constantin Cârstean, de jos Rodinească, care a făcut o echipă nouă atunci, am trenat pe locul 6. Cu Gâlcă, cu Prisăceanu, cu Ceaușu, cu echipă Jean Bănuță, Dumnezeu să-l odinească, aveam o echipă foarte bună. Vreo trei luați de pe la Liga a doua, Sabin Ciurea, Portar, Floricel, de pe la Rova, Rușiori, dar am întors la atitudine, apropo de ce se întâmplă la Argeș. Joci cu 16.000 de străini aduși fără niciun fel de calitate, de cel care învârte multe, a învârtit multe cluburi, dar n-am nimic cu el, să mă ierte Dumnezeu. Dar ei cum scot căm așa, că îngroapă echipe. Tu faci referire care... la Daniel Stanciu acum și Daniel Stanciu spune că el nu are nicio treabă cu transferul. Păi nu știu atunci cine a dus jucătorii, au picat în cer deciziile de-l dai afară pe că prepenii săpători. Că nu-i aparține. Nu? Nu. El susține că nu-i aparține. Dar fie poate vorbesc cu păcat. Și că are alte atribuții mai degrabă legate de marketing. Iar dă-mi timp, la atitudinea pe care o are, eu vorbesc strict profesional și la că a fost jucător. Să te prezinți la un asemenea meci de asemenea importanță, jucătorii care efectiv n-au avut nicio tragere de impact, cred că îi călcăm în picioare. Bun, dar pe de altă parte, acum eu te întreb, te întreb în felul următor. Zice omul că, zic cu oamenii de la Pitești că le-au plătit salariile și că doar 4 jucători nu aveau salariile. Ce să caute acolo, Ioana? Unii dintre ei n-au ce să caute acolo. N-ai voie să te prezinți la un asemenea meci, o echipă de Liga 1, susținută fantastic de un primar, indiferent cum e el, domnul Gentea, dar să vii să îngropi un oraș, practic. După ce s-au făcut eforturi destul de mari, să ai liniște, stabilitate, bani, acum un stadion nou și o echipă de tradiție. Nu vorbim de o echipă, nu vreau să dau unul pe să nu jignesc. Îmi amintesc că domnul Gentea îl chema pe domnul Prepeliță, Uite o poză, dă-o colegilor să o publice, să o pună pe ecran. Dar, este o poză cu Marius Constantin vara trecută, în birou la primărie, probabil, cu domnul primar în pantaloni scurți. El în echipament, domnul primar de fotbal. De prezentare. De prezentare și niște șosete de alea de purtat tata, dumneavoastră să-l ierte, acum 50 de ani, când anul trecut spunea primarul Gentea că îi cheamă pe jucători la primărie să discute cu ei, de parcă, deci omul era aceasta, primar, era aceasta funcționar public, este și definitorie tu pentru... în perioada în care, scuză-mă, ești la serviciu ca primar, da? Te ocupi de echipă. Deci cineva, uite, e poza asta aici și se și vede, ia uite.
Ia uitați-o aici. Lasă-o mai sus. Ia uitați-o aici poza. Bun, se poate da și colegilor și o pun pe tot ecranul. Ăsta este un prim aspect. Mai este unul. La un moment dat, Jean Vlădoi era președinte. Plecase prepeliță sau nu plecase sau ce Dumnezeu făcuse sau era pe acolo. Nu știu ce jucător, naiba știe ce a făcut. Nu ceva esențial. Și la o conferință de presă, Jean a fost întrebat. Jean era președintele clubului sau director sportiv sau ce era. Jean va avea de suferit Gigel, un străin, nu știu cine, nu știu ce făcuse. Va avea de suferit? Păi nu știu, să-l întrebăm pe domn primar. Păi domne, e o chestiune pentru care nu trebuie să-l întreb pe primar dacă pe străinul care sau pe jucător ți-a luat cartonul. Primarul îi chema pe jucător? Păi și atunci. Dar mă întorc, Alin, el a acceptat primarul, a venit croitorul, au venit alți oameni care au dus jucători. El i-a adus, iartă-mă puțin, fără primar și culoarea gântii igienice de la toaletă o decidea primarul. Genta a făcut schimbările acolo, Genta a renunțat la preferință, Genta a făcut schimbările, suna pe bancă. Pensați unii de alții acolo. Venea la antrenamente și acum a spus, sunt consternat, sunt dezamăgit. Nu mă mai interesează. Mă întorc la problemele comunității. Dar ce ai făcut în ultima vreme? Mă întorc până acum unde ai fost? Că ea te-au ales să le faci străzi? Nu știu ce, nu s-a pari în pantalon scurs. E clar că și poate și dânsul are o parte. Păi nu, are toată vina. Nu vă deci are toată vina că dacă vedea că e vreo problemă cu Daniel Stanciu de care spui tu, îl dădea afară minutul 2. Păi trebuie să le întrebăm. Nu tot primarul, Florine, tot primarul a dat afară, cel a dat Vlădoiu. Pe cine? Pe Prepeliță. Pe toți. Păi s-a certat anul trecut, dar e să mică discuția dintre Vlădoiu și el. Beach, salvează echipa, o duce în play-off cum a dus-o. Corect. Florine, erau 70. Veneau aia de la primărie pe tribune și îl huideau pe Prepeliță. Erau 70 de funcționari publici și strigau demisia Prepeliță. Păi aia făceau fără pentru știrea primarului. Pentru că Prepe, probabil nu. Probabil păi că și atunci, cum nu e responsabil? Nu stătea drept. Nu vreau să fluieram de spesie. Prepeliță avea problema cu licența. Cu licența. Da, bun, avea da. Și l-au adus pe croitorul care n-avea. Licență. Exact. Bun, iartă, Ciprian, te rog. Eu nu știu ce se întâmplă la FC Argeș, însă îmi pare rău pentru... Eu cred că la ei a fost greșeala cea mai mare când l-au dat pe Prepe afară. Și eu nu-l cunosc personal, am fost cu el într-o emisiune, până atunci nu l-am cunoscut, dar un antrenor care îți aduce echipa în play-off, fără mari jucători acolo, trebuia să continue, indiferent ce se întâmplă. Dacă aduci unul mai bun ca el, sunt de acord, nicio problemă. Și apoi mai e un aspect acolo. Eu din ce știu, din ce am fost informat, la un moment dat jucătorii au fost condiționați. În sezonul trecut au fost condiționați. Vă veți lua banii dacă nu știu ce se întâmplă. Ori chestia asta nu are legătură cu ce pot jucătorii, cu ce poate antrenorul, are legătură cu strategia clubului de a schimba lucrurile de o manieră, un pumn de fier într-o mănușă de catifea, ceva. De o manieră românească. Exact. Nu vă dăm banii dacă îi jucați cu ăsta. Da. Păi își merită soarta. De asta spun și eu. Și eu mă întorc la ce am remarcat cu toți și știm cu toți. Nu se poate ca FC Argeș, poate una din echipele care a dat mulți jucători de mare valoare, să nu mai ai o academie și să aibă numai jucători străini de mâna a doua și a treia. Cei care au deciziile acolo, din punctul meu de vedere, asta e una din greșelile fantastice și eu cred că orașul trebuie să-i sancționeze pentru asta. Pentru că nu se poate, FC Argeș, ce mari jucători, ce condiții, ce nume uriași acolo, care nu-și mai pot face treaba pentru că nu au finalitate. Jucătorii pe care ei cresc acolo nu mai pot ajunge prima echipă pentru că sunt... Eu oricum am această problemă a străinilor care vin și repet în fiecare misiune, vin cu microbuzul și îți parchează un microbuz de străini și te trezești cu tot felul de străini. N-am absolut nimic cu ei. Doamne ferește. Corect, nu sunt împotriva oamenilor de calitate care vin să presteze în România, ci a calității străinilor care sunt aduși cu microbuzul și parcați la stadion. Pe site-ul vostru a apărut iar știa chiar n-ai temit cu Dinamo de scandalul din vestiar, bătăi s-au între jucători. Străinii au bătut pe români. Deci despre ce vorbim? A fost reparată de club doar o altercație. Păi dar momentul în care vine Calcan și spune că sunt două tabele, românii și străinii.
Deci a venit Calcan și a spus asta după 6-1. Păi nu, da, a fost... Da, l-ai văzut pe marele fotbalist, apropo de jucători ăștia străini, care să vină. Îi primim cu drag, să fie să vină cu un plus de valoare. Doamne, l-ai Eric, văzut pe Ailton, Wesley, nenumărați... Care au ridicat nivelul campionatului. Sunt nenumărați. Să vină, sunt bine... L-ai văzut, păi dacă îl întreb pe Jobelo ăla sau cum îl cheamă... La fundașul care a jucat cu... Bă, l-ai văzut cum a aruncat... A fost penibilul șef. Păi l-au driblat ăia de la Dinamo să, hai, vă, când pui sardina și o perpelește așa pe un grătar de la... El a întors ăia săracul pe toate părțile. Bun. Când a ieșit avea o tită cronică la ambele urechi, era perpelit după stânga pe dreapta, nu mai putea, avea arsuri, mă, și aruncă tricoul cu chipul lui Dobrin, cred că nici nu știe cine e Dobrin, da, apropo, și dă cu piciorul în el că l-a scos vintilă. Păi bă, prietene, trebuia să fii nervos în teren. Bun.